Proaspăt numit în funcție de copreședinte al Partidului Național Liberal Târgu Jiu, Marcel Romanescu s-a și apucat de treabă. După ce a reușit să-l coopteze în echipa lui pe Virgil Drăgușin, acum liberalul a tranșat sarcini clare colegilor săi. Romanescu le-a oferit un termen limită pentru completarea bazei de date a filialei municipale colegilor săi. Marcel Romanescu a început să-și intre în pâine la scurt timp după ce a fost numit în funcția de copreședinte la Partidul Național Liberal Târgu Jiu. Liberalul a convocat deja prima ședință la sediul organizației politice și le-a transmis colegilor viziunea sa pentru alegerile locale din anul 2016. Romanescu le-a trasat liberalilor și prima sarcină. Am stabilit un termen de 1 august pentru completarea bazei de date a Partidului Național Liberal, cel puțin a organizației pe care o conduc în calitate de copreședinte. Și mă aștept din partea colegilor mei din biroul local, actualul birou local, să poată să-mi demonstreze până la 1 august că au înțeles foarte bine mesajul pe care l-am transmis. Fostul lider al PNL Gorj, Dan Ilie Morega, apreciază activitatea lui Romanescu în fruntea partidului și spune că, în cazul în care Florin Cârciumaru nu va candida în 2016, atunci Romanescu va câștiga fotoliul de primar al municipiului Târgu Jiu. Dacă este și sprijinit, pentru că singur nu poate, și de societatea civilă, și de o anumite ONG-uri, și de oameni care nu sunt înregimentați politic, așa cum am spus, dar și în același timp de politicieni de organizația județeană a PNL-ului PNL, în mod categoric el poate să câștige. Dar dacă nu va fi sprijinit și lasă toată munca numai pe el, este puțin probabil în condițiile în care va candida și Florin Cârciumaru. Dacă Florin Cârciumaru nu candidează, pot să spun de pe acum că el va fi primarul municipiului Târgu Jiu. Marcel Romanescu a reușit să-l coopteze deja în echipa lui pe Virgil Drăgușin și a anunțat că vor mai exista persoane care vor veni alături de el.